Ah, doctor Anca Hâncu, bună dimineața! Bună dimineața! A venit să răspundă la o tematică propusă de noi, destul de delicată. Ce greșeli facem atunci când încercăm să ne alimentăm sau chiar să gătim? Dar vreau sau să-mi dați... chiar să slăbim sau să ne menținem, putem face anumite greșeli sau sunt niște detalii care nouă ne scapă, chiar dacă nu sunt greșeli. Să mi le dați punctual și să mi le pot nota mental, pentru că sunt zăpăcit. Atâtea postări văd în perioada asta, mă zăpăcesc. Bun. Pentru că suntem la ora cafelei, aș începe cu cafeaua. Da. Iată o mare diferență. O cafea fără nicio calorie, o cafea pe care o bem dimineața, ne trezim, e vorba de un espresso, poate fi fără zahăr, poate fi fără lapte, fără nimic și doar ne trezește, ne dă acea senzație de energie. Da. Sau avem deja toate variantele de la cafelate, de la flat white, cappuccino, toate variantele care ne aduc calorii. Însă noi în mintea noastră nu mai conștientizăm aceste calorii. Avem senzația, am băut o cafea. Am băut o cafea cu lapte. Și nu știm, cu lapte, cu zahăr. Nu mai adăugăm mental în mintea noastră, nu se mai adaugă acele calorii și avem senzația doar o cafea. Trecem peste ea. Și după aceea mâncăm, noi cuantificăm un 50 de calorii. Asta? Da. Dar în momentul în care, am verificat înainte, în momentul în care noi mai și mâncăm toată ziua, sau am pacienți care spun, eu nu mănânc dulciuri, nu mănânc dulciuri. Și vine fica mamei respective și spune, mama, dar totuși dimineața mănânci 3-4 felii de chec. Da, astea nu sunt dulciuri? Sigur că sunt dulciuri. Mi-ați adus aminte de cafelele astea pur americane care au și caramel. Deci caramel sau frișcă sau zahăr în funcție de cât de multe adăugăm aici. Aici e destul de simplă, cam 50 de calorii, dar poate să ajungă la 200 de calorii. Noi nu va trebui niciodată să stăm să ne numărăm caloriile. Nu. Nu trebuie să stați cu telefoanele, cu aplicații să le numărați. Însă e bine să creăm obiceiuri corecte și în momentul în care vedem că totuși punem kilograme în fiecare săptămână sau de la lună la lună sau de la an la an ne schimbăm mărimea hainelor, înseamnă că totuși facem ceva. Sau aducem prea multe calorii, sau consumăm prea puține și facem prea puțină mișcare. Bun. Și hai să mai dăm exemple. Dăm. Tot suntem la ora mesei de dimineață, o omletă din 5 ouă, bineînțeles că va fi exagerat de mult, da. Dar un ou fiert sau două ou fierte sau poșate sau chiar omletă fără ulei reprezintă o porție potrivită. Și faimos și fulgi de ovăz. Toată lumea, vai ce sănătoși sunt, cât de buni, într-adevăr. Dar aceasta ar fi o porție uriașă pentru un mic dejun. Punem două linguri sau maxim trei linguri pentru un bărbat, dar nu atât de mult la un mic dejun. Bun, dar și să vorbim un pic despre fulgi. Fulgii nu tot timpul vin așa. Mai vin și așa, cu au zahăr tot felul și de... cu ciocolată. Păi nu, și acolo nu. Sunt tot felul de variante, cu de la 120-130 până la 500 de kilocalorii. Aruncăm un ochi și ne uităm pe etichetă și știm totuși ce facem. Da. Da? Deci nu e varianta pur sănătoasă faptul că ne-am făcut noi o combinație și zicem că am pus miere, n-am pus zahăr. Pentru că la urmă, mierea are aceleași calorii, caloriile sigur, e sănătoasă, calorii. E bună, dar aceleași calorii. Până la urmă, astăzi vorbim foarte mult despre echilibru energetic. Da. Energia care vine, energia pe care o consumăm. Iată fructele, tot așa, sănătos, totul bine, am mâncat fructe, o porție corectă de strugurei, o avem aici, dar dacă mâncăm banane, mâncăm o banană ca gustare, e suficient. Hai să o și luăm de aici, o banană la gustare, e perfect. Dar nu mâncăm 4-5 banane la gustare, că deja e mult prea mult. Am avut când am fost mic și banana. Banana e și foarte sățioasă, de altfel. Este foarte sățioasă. Și mai avem ceva, nu le avem aici, dar le putem povesti. Alune, migdale, oleaginoasele. Da. Potrivite ca gustare, le punem în podul palmei și reprezintă o gustare sănătoasă. Adică atât cât avem în podul palmei. Podul palmei fiecăruia, dar seamănă. Aveți palma mai mică. Palma puțin mai mică, mănânc mai puțin. Însă toate le punem aici, trebuie să încapă cât mâncăm la o gustare. Dar sunt persoane care iau așa cu toată palma, mănâncă, iar mai mănâncă și
din nou, nu le conștientizează, pentru că nu le văd în față puse la masă, nu ne așezăm. Noi, dacă nu ne așezăm la masă, noi, practic, mintea noastră nu mai numără acele calorii. Am luat o bomboană de pe masa unui coleg, am luat o ciocolată, că a fost ziua cuiva, am luat o prăjiturică de la cineva. Astea se adună undeva? Bineînțeles că se adună în corpul nostru. Bombonica, dar noi nu le mai adunăm, nu le mai cuantificăm și astfel riscăm, practic, să mâncăm mult prea mult. Am înțeles, sunteți împotriva ronțăielii, am înțeles. Exact. Ok. Uite, mai avem aici ceva foarte sănătos cu efect antiinflamator, uleiul de măsline care este aici, dar punem o linguriță în salată sau în mâncarea de legume, care poate fi foarte sănătoasă pentru a scădea în greutate. Punem o lingură întreagă dacă suntem în etapa de menținere sau dacă punem așa, turnăm cu foarte multă generozitate, să nu ne mirăm că din nou creștem în greutate, pentru că aducem foarte multe calorii. Gata, am notat. Greu, greu, o foarte greu. Prietenii, doamne. Foarte greu, nu. Mulțumim tare mult pentru explicație. Iată greșeli pe care le facem când încercăm să facem ceva cu corpul nostru, dar nu pornim de unde trebuie și anume din bucătărie. Nu uitați, alături de doamna Anca Hâncu, propovăduim mișcarea, pentru că la urma urmei una e să mănânci puțin sau suficient și alta e să consumi surplusul și atunci ești în celălalt echilibru care ne face nouă plăcere.